Vremea nefavorabilă favorizează creșterea agresivității necuvântătoarelor, care face ca numărul persoanelor mușcate să fie destul de mare. Din fericire, Spitalul Județean Avromati nu duce lipsă nici de vaccinurile antitetanice și nici de cele antirabice. În farmacia Spitalului Județean avem în acest moment în stoc un număr de. 255 doze de vaccin antirabic și un număr de 443 doze de vaccin antitetanic. Numai în ultimul semestru al anului 2016, sute de persoane, chiar mii, au avut nevoie de aceste vaccinuri. Cele mai multe cereri au fost pentru cel antitetanic s-au înregistrat 95 de administrări ale vaccinului antirabic și 1139 de înregistrări pentru cel antitetanic. Preconizăm că acest stoc care îl avem în acest moment să ne ajungă cel puțin pentru trimestrul 1 din anul 2017. În cazul în care ați fost mușcat de un câine cu rabie, prezentați-vă de urgență la medic. Riscul de rabie există și la mușcăturile care provoacă răni deschise, dar și la cele care lasă doar zgârieturi fără sânge. La spital, mușcătura sau rana cauzată este dezinfectată și se administrează apoi vaccinul intramuscular. Este nevoie de 5 astfel de vaccinuri la intervale recomandate de medicul infecționist.